Se è rotta aria in corso. Mă uit aici în cimitir, așa, și v-ați adunat astăzi aici să vă plângeți morți. Da, frații și părinți. Aici cam de câtă vreme, de câtă vreme zbrază ești aici? Pentru morți. Noi așa îi știm. Noi așa îi știm. Ia că 62 ani, dar așa îi știm. 2 ani. Asta cui? A lui sora mea. Draga mea și sora mea. Draga mea și sora mea, draga mea și sora mea, a trecut 2 ani de zile, a trecut 2 ani de zile. Dragă, nu mă iar pe mine, dragă, nu mă iar pe mine, că pe cine ce-am avut-o, că pe cine ce-am avut-o. După îngropăciune, Bradu se înalță lângă cruce și se aruncă mac pe mormânt. O femeie împrește apă și semințe de mac în urma celor care pleacă din cimitir, încheiind astfel ceremonial. Dacă semințele de mac erau întrebuințate din vremuri străvechi în scopuri magico-ritualice, datorită proprietăților halucinogene, semnificația apei ca element sacralizant și purificator argumentează faptul că este vorba despre o practică de protecție a comunității în cazul în care mortul se strică, adică devine strigoi. La noi, credința în strigoi e veche de când lumea. Prima scrie pe această temă întâlnindu-se în pravila lui Matei Basarab de la mijlocul secolului al XVII-lea. La toșem să
să dea de pomană, de exemplu? Deci, doamne? La noi la 6 săptămâni se dă la de pomană. Ba, să dă, să dă la femeile de la ajutor și la neamuri, da, să dă prosoape și colac. Prosoape, colac, alte ceva. La gropar se dă colac din ăla mare, batistă și bani, cât trebuie să... Altceva, ce să mai dă? Haine, la noi în sală, 6 săptămâni se dă haine de pomană, la neamuri și la cine scălda mortul. Scălda mortul, haine de pomană, altceva. Păsări, nu se dau. Să dă la găină și o pâtă câină să mai dă înainte. La găină. O pâtă și cu om. Ce găină? Ce culoare are găină? De carărie, de cășcătărie. Roșie, neagră, de care... Așa? Ce să mai dă? Colac și băt. Și este o cantă care să ține sub mort, aia să spală aici gropașul. Și aia se dea la și ne înșepe groapa. Și ne înșepe prima dată. Prima dată și ne înșepe groapa canta o de la... Așa. Când ies din casă cu mortul, da, avem un vas cu mânt. Baie. Nu, ce faci să da, cu piciorul și sparg ușa când sparg farfuria. Și închid ușa. Amu, de ce credeți că sparg farfuria aceea? Că nu mai vină mortul înapoi. În unele sate din Ținutul Pădurenilor, femeile se întorc în cimitir încă 6 duminici la rând să cânte bradul. Bradul funebru este purtătorul unui complex de simboluri, dificil de decriptat, putând reprezenta un substitut al defunctului. Călăuza spiritului acestuia pe drumul marii treceri sau axa ce leagă lumea noastră de lumea de dincolo. În spiritualitatea tradițională românească, bradul, arbore sacru, este elementul vegetal ce veghează întreaga viața omului, fiind prezent în momentele de prag, naștere, nuntă și înmormântare.